O să încerc să nu vă vorbesc foarte mult. Da. Bun. Ideea e că chiar dacă nu reușiți să intrați în competiție, ideea cu trupele din care faceți parte, puteți oricând să veniți. Există ceea ce noi numim vizitatori și puteți să veniți să luați parte la tot ce înseamnă experiența Ideas, doar că nu veți juca în competiție în cazul în care trupa voastră nu a trecut de preselecție. Foarte pe scurt, Ideas e un proces de educație alternativă, are loc la Alexandria, începând din 2006, durează 10 zile, nu mai comentați. Pare că vrei să-l vinzi, nu? Da, pare că vreau să-l vând, ar trebui să zic ceva mai snappy, așa. 50 de bani, da, și el. Ce se întâmplă la Ideo e că ne concentrăm foarte, foarte tare pe educația alternativă prin teatru. Ne-am dorit foarte mult ca evenimentul nostru să genereze și alte evenimente similare în țară, evenimente în care tineri ca voi, ca noi, ca mulți alții își doresc să folosească teatru ca unealtă de învățare. Și asta se întâmplă și aici, asta se întâmplă și la Ideas. Dacă vreți să aflați mai multe despre noi, să știți că și eu și colegii mei suntem foarte, foarte abordabili, deci să nu vi se pară noapte, suntem în juriu și așa, deci gata, dăm premiile și după aia ne relaxăm cu treaba asta, cu jurizarea. Toată lumea știe, toată lumea știe să folosească internetul, găsiți foarte multe chestii despre noi acolo, să mai merge sau te zonești mai acolo? Merge? S-au deschis aplicațiile pentru Ideas, puteți aplica până pe ceva iunie. Și mi-ar plăcea foarte tare să vă văd acolo. Adi și Alex vor fi trainer la Ideo, o să vă întâlniți cu ei și acolo. Și cu mine și cu glumele mele speciale. La deschidere și la închidere. Și ce să zic, felicitări maxime, maxime felicitări pentru ce faceți aici. E prima dată când sunt cu voi, dar mi-ar plăcea să revin. Și ce să zic, rock on, teatru!